Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a ZF Tech Day, emisiune realizată de Ziarul Financiar în parteneriat cu Orange Business Services. În ediția de astăzi vom discuta despre proiectul investițional Parc Științific și Tehnologic Măgurele Science Park, alături de domnul Mădălin Ioniță, director executiv al Asociației Măgurele Science Park. Bună ziua și bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Ce presupune proiectul investițional Parc Științific și Tehnologic Măgurele Science Park? Care sunt principalele repere și când ar urma să fie operațional acest proiect? Care sunt pașii care au mai rămas de făcut? Ideea a apărut undeva în 2016. Atunci autoritatea locală, în speță Consiliul Județean Ilfov, împreună cu Primăria Măgurele, alături de unul dintre cele mai importante institute naționale de cercetare și dezvoltare din România, respectiv IFIN-HA și Institutul Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele, au decis, să spunem așa, să încerce să pună umărul la creșterea competitivității economice în regiunea București-Ilfov. Iar ideea a fost exploatarea unui potențial existent. În speță, avem la Măgurele un hub în domeniul fizicii. Cred că este printre cel mai importante hub-uri în domeniu din centrul și estul Europei. Deci există un hub, nu mai trebuie să-l creștem noi, trebuie doar să eficientizăm. Există tot la Măgurele una dintre cele mai mari infrastructuri paneuropene în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, acest laser cu putere fantastică, ILA-INP, gestionat tot de către Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară. Și mai avem o specificitate a regiunii București-Ilfov, care, comparativ cu restul regiunilor țării, este oarecum avantajată din mai multe direcții privind așa, atât infrastructură, cât și resursa umană, investiții. Și atunci s-a creat o asociere în participație între cei trei actori, în scopul creării un parc științific și tehnologic la Măgurele, pentru a exploata oarecum această experiență și infrastructură existentă în domeniul cercetării, în scopul conectării și rezolvării nevoilor mediului privat în funcție de interesul pieței. Deci aceasta face oarecum diferența dintre parcurile științifice și tehnologice și restul parcurilor tehnologice sau industriale, care există atât în țară cât și în străinătate. Acum, m-ați întrebat care este statusul, pentru că reperele cred că au fost clare. În 2016 a avut loc întâlnire cu stakeholderii, cu actorii din ecosistemul CDI și a fost elaborat un studiu de fezabilitate de către experții Băncii Europene pentru Investiții. În 2018 a fost finalizat planul de afaceri, modelul de business al acestui parc științific și tehnologic, tot cu ajutorul experților de la Banca Europeană pentru Investiții. Imediat în 2019 a început licitația și ulterior elaborarea proiectului tehnic în baza acestor informații din studiul de fezabilitate și planul de afaceri. Proiectul tehnic a fost recepționat de către Consiliul Județean Ilfov, dacă mi-aduc bine aminte, undeva prin februarie-martie 2021. Iar în momentul de față ne aflăm în identificarea sursei de finanțare, care poate să fie din sursă multiplă, lansarea efectivă a licitației pentru execuția de lucrări și, dacă totul merge bine conform planificării, imediat în 36 de luni ar trebui ridicat și ulterior operaționalizat acest parc științific și tehnologic la Măgurele. Deci, cu ceva bună voință și noroc, ca să spun așa, 2025 ar trebui să fie anul de referință pentru demararea activităților. Ce conține parcul pe scurt? Conform proiectului tehnic, avem un centru de inovare, undeva la 6.000 de metri pătrați, avem un centru de transfer tehnologic, 4.000 de metri pătrați, două clădiri conectate între ele, pentru că așa se lucrează în transfer tehnologic, nu poți fără inovare. Și inovarea nu poți să o faci decât dacă ulterior sau inițial gândești exploatarea în beneficii economice sau și beneficii economice. Avem un centru expozițional care se vrea de fapt mai mult decât a deveni un muzeu. Va fi dedicat
elevilor, copiilor, studenților să vină să exerseze într-un spațiu recreativ componente educaționale și un spațiu recreativ pentru angajații care vor lucra în clădirile pe care le-am menționat. Vă mulțumesc pentru detalii. Aș vrea să vă întreb, pentru cei cărora li se pare foarte abstractă noțiunea asta cu va fi un centru de inovare, va fi un centru de transfer tehnologic, ce ar urma să se întâmple acolo? Da, este adevărat. Ar trebui punctat într-adevăr elementele respective, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Deci noi vedem în felul următor. În centrul de inovare ne așteptăm să aducem acele elemente, tool-uri, instrumente, structuri prin care creativitatea și inovarea să iasă mai mult la suprafață. Știm foarte bine că în sinea noastră mulți ne declarăm creativi sau inovativi, dar în momentul în care trebuie să punem în practică aceste lucruri, încep să apară diverse bariere. Și atunci, ca să sprijinim, a veni în sprijinul acestui concept, ne-am gândit să avem incubatori de afaceri, ne-am gândit să avem spațiu pentru laboratoare mai mult decât cele în care umbli cu eprobeta, ca să spun așa, acele fab lab-uri în care studenții, oamenii cu idei să vină să testeze, să vină să-și încerce soluțiile, să fie sprijiniți în a pune în practică sau a testa aceste idei care pot veni prin spin-off-uri sau prin diverse startup-uri. Bineînțeles că vor fi spații pentru co-working, aceste spații pe care le începem să le regăsim din ce în ce mai mult în regiune, dar la care noi vrem să venim cu o plus valoare, servicii calificate oferite pentru instruire, pentru rețelistică, networking, pentru identificare de potențial parteneri în dezvoltare de afaceri. Deci, inovarea ca centru de inovare, cam pe aici își va desfășura activitatea. Vor fi spații dedicate și pentru elevi și o să spunem puțin mai târziu, cu siguranță îmi veți da timp pentru a menționa și proiectul nostru investițional dedicat elevilor. În spațiul de transfer tehnologic ne dorim să identificăm acele elemente și componente prin care real să se poată purta discuții, întâlniri, astfel încât valorificarea activității de cercetare, în special prin proiectele care sunt în derulare sau proiecte noi care vor veni din partea academică, să poată să fie înțelese de către componenta privată, iar mediul de afaceri să vină să își prezinte nevoile pentru dezvoltări, astfel încât conexiunea aceasta, care în momentul de față lipsește și o găsim menționată ca un aspect negativ în toate rapoartele pe care România le primește, în special de la Comisie, dar nu numai, deci această lipsă de colaborare dintre mediul academic și mediul privat să se întâmple la un nivel mai intens. Vă mulțumesc pentru clarificări. Până când parcul va deveni operațional, e clar că este mult de muncă. Ce puteți să ne spuneți? Ce eforturi sunt derulate până în acel moment și cam ce s-a realizat până acum? Foarte corect ceea ce ați menționat. Am spus și la început, mai sunt câțiva ani până când noi sperăm că acest parc să devină operațional. Acum, pentru a evita ca o investiție publică, pentru că am vorbit de autorități și Institutul Național, care este tot instituție publică, pentru a evita, deci, în a investi efectiv în real estate, pentru că nu ne vrem să ne trezim cu 10.000 de metri pătrați în care ne vom chinui să aducem chiriași. Deci pentru a evita acest lucru, am venit în 2019 la această asociație, Asociația Măgărării Science Park, și am stabilit ca țintă nevoia de a dezvolta comunitatea pe care ulterior o dorim să fie activă și care să participe în spiritul conceptului acesta de parc științific și tehnologic, dar nu numai a dezvolta comunitatea, ci a începe să creăm și legăturile de colaborare dintre membrii acestei comunități. Și pentru că m-ați întrebat ce anume am obținut până acum, ia ca în 2 ani de zile, puțin peste 2 ani de zile, comunitatea noastră a crescut undeva la 160 de membri.
Acești membri nu sunt membri cum îi regăsim în alte asociații, membri cotizanți. Sunt partenerii noștri pentru că ne dorim ca ei să devină implicați în ceea ce ulterior vor trebui să facă în parc încă de pe acum. Și atunci nu am solicitat și nu vom solicita taxă de membru, nu ne dorim să avem lângă noi cantitate, dacă nu vom reuși să implicăm în activități și să furnizăm calitate. Dintre cei 160 de membri, de parteneri, haide să-i numesc așa ca să nu creez eu singur confuzia, deci dintre cei 160, undeva la 25 de entități reprezintă generatorul de cunoaștere, cum o numim noi, adică acele entități tip Institut Național de Cercetare, Universitate cu componentă de cercetare, Institutele Academiei Române cu focalizare pe componenta de cercetare. Undeva la 60 de instituții, de firme, sunt din mediul privat. Avem 20 de acorduri semnate, aproximativ 20 de acorduri semnate cu instituții din domeniul educațional, licee, școli, inspectoratul județean școlar și autoritățile, pentru că nu pot lipsi de lângă noi. Asta a fost motivul pentru care eu am acceptat efectiv implicarea în acest proiect. Implicarea unei autorități în dezvoltarea unui proiect investițional pentru dezvoltarea unei regiuni. Nu este o chestie pe care să o găsești chiar pe oriunde. E foarte necesară, iar implicarea o vedem în special prin susținere în tot ceea ce înseamnă proiectul din partea colegilor și echipe de la Consiliul Județean Ilfov și Primăriei din Măgurele, urmând ca noi să ne facem treaba pe componenta și relația cu stakeholderii. Deci pe aici suntem noi acum, din punct de vedere al țintelor pe care ni le-am setat, crearea unei comunități puternice și stabilirea relațiilor de colaborare dintre membrii acestei comunități. Ați explicat unul dintre lucrurile pe care mă pregăteam să vă întreb. Văzusem în documentația și în toate documentele legate de asociație termenul de generator de cunoaștere și nu mi era foarte clar despre ce se vorba. Deci e vorba de institute de cercetare, de entități care fac cercetare, da? Este foarte corect, așa este. Noi mergem pe principiul că nu am dorit să investim în proiecte de cercetare dacă acestea nu își găsesc aplicabilitatea în relația cu partenerul privat. Până la urmă, nu spune nimeni că în domeniul cercetării ar trebui să acționeze numai institute care generează rezultate cu aplicabilitate în domeniul privat. Bineînțeles că avem institute care performează cercetare fundamentală și bine că există și bine că o fac. Dar în Parcul Științific și Tehnologic, dacă vom dori să valorificăm rezultatele cercetării prin conectarea cu mediul de afaceri și nevoile acestora, noi vor trebui să fim focalizați pe această componentă, institute de cercetare care să genereze rezultate aplicabile în piață. Și da, generator de cunoaștere din punctul nostru de vedere este cel care poate rezolva prin expertiza pe care o deține, prin infrastructura pe care o deține, în special în instituțiile publice, gen Institut Național de Cercetare și Universitate, da? Poate rezolva nevoia mediului de afaceri conform cerințelor pieței. Care au fost cele mai de succes activități, inițiative din acest an și cum s-au desfășurat în contextul dificil pe care îl traversăm cu toții și care este provocat de pandemia de COVID-19 izbucnită anul trecut? Probabil, așa, printre rânduri, în ceea ce am spus până acum, s-a creat picture-ul acesta că noi lucrăm pe trei piloni. Pilonul de cercetare, pilonul mediu de afaceri și pilonul educațional. Nu putem gândi că o să ne dezvoltăm în viitor dacă nu ne focalizăm de la acest moment pe sprijinirea și atragerea elevilor, studenților, în activități antreprenoriale, creative, inovative, dar nu doar dorind să-i avem acolo, ci sprijinindu-i și ajutându-i să înțeleagă anumite lucruri. Și atunci aș începe să spun așa că pe domeniul și pe pilonul EduHub pe care noi lucrăm, am investit într-un laborator de tehnologii inovative la Măgurele
undeva 110.000 de euro, într-un astfel de laborator, Smart Lab, pe care noi îl punem la dispoziția copiilor, elevilor, gratuit. Deci desfășurăm inițiative pentru ei, dezvoltăm resurse pe care le pot accesa folosind platformele online gratuit. În momentul de față suntem în implementarea unei inițiative tip concurs, deci am reușit ca prin conectarea mediului privat, partenerii asociației, să obținem sponsorizare pentru premii. Desfășurăm un concurs în modelare și printare 3D. Cred că astăzi este sesiune de prin care copiii au venit efectiv și testează și modelează pe imprimantele și echipamentele de la Măgurele. Deci aceasta pentru noi este un element foarte important pe care îl desfășurăm anul acesta, pentru că, deși, așa cum ați spus, am fost și noi și suntem impactați de această pandemie, am reușit ca la final să ducem 8 copii acolo care practic testează, pun mânuțele și desfășoară activitățile dorite, astfel încât la final să fim capabili să îi premiem prin rezultatele pe care le obțin. Așa, tot ca activități în domeniul educațional, am participat la școala de vară de la Măgurele, cu două tematici, antreprenoriatul și modelarea și printarea 3D. Am organizat două săptămâni de tabere urbane, în strânsă legătură cu partenerii pe care avem în domeniul roboticii, prin care la fel am pus la dispoziția copiilor, elevelor interesați, nu doar în componentă online, ci și fizic, acolo la Măgurele, roboți și imprimante 3D pentru a se familiariza cu acestea. Am participat la Astrofest, am fost acolo la un mare eveniment organizat în București și cam atât pe domeniul educațional. Pe componenta relației dintre mediul de afaceri și institutul de cercetare, desfășurăm și cu siguranță vom desfășura activități specifice prin care actorii mediului, ecosistemului CDI să capete încredere, să se cunoască, să afle expertiză, rezultate, capacități, infrastructură. Și atunci organizăm evenimente de tip Science to Business, prin care rezultatele activității științifice sunt prezentate către comunitatea de afaceri, în sensul exploatării, prin proiecte în comun. Business to Community, avem expertiza și soluțiile oferite de către privați pentru entitățile publice, institute, dar și autorități. Da? Iar din punct de vedere al relației cu studenții, am început colaborarea cu școlile academice studențești, atât cu partenerii de la Politehnica din București, cât și cu colegii de la ASE, prin programele lor Fii Antreprenori și GoBiz. Așa, pe scurt, cam aici suntem și, bineînțeles, obiectivele noastre de creștere a comunității și implicarea acestora în activitățile asociației vor fi tratate cu noi, de către noi, cu maximă seriozitate în continuare. Deci o activitate intensă, chiar dacă mai e ceva timp până se finalizează proiectul de investiții, se ridică toate acele clădiri. Aș vrea să vă mai întreb, ați menționat mai devreme că aveți aproximativ 160 de parteneri, se mai pot alătura și alte entități proiectului. Ce criterii trebuie să îndeplinească și care sunt pașii? Da, bineînțeles, ne dorim. Mulțumim pe această cale încă o dată pentru invitație la un astfel de eveniment care știm că este mediatizat și are și aduce valoare adăugată în piață. Mulțumim și colegilor de la ONI Business Services, cu care suntem și ei sunt parteneri în cadrul comunității noastre. Da, ne dorim parteneri, ne dorim parteneri atât de pe șichierul cercetării, cât și din mediul privat. Ca să fac așa o paranteză, în parcul științific și tehnologic, dacă dorim să valorificăm rezultatele activității de cercetare, așteptăm instituții sau organizații care sunt dedicate dezvoltării tehnologice, inovării, creativității. Și atunci, oarecum am legat domeniile de interes ale parcului științific și tehnologic, care sunt 4 la acest moment. Și acestea sunt fizică și inginerie nucleară, informatică și telecomunicații, energie și materiale și procese noi și inovative. Deci am legat aceste domenii de structura comunității, pentru că altfel o să am o comunitate actori care nu sunt interesați să colaboreze în interesul
domeniilor parcului. Deci ar trebui oarecum să fie în aceste domenii activi pe care le-am menționat puțin mai devreme și, bineînțeles, instituțional vorbind, pentru că noi nu putem avea decât o relație instituțională, organizațiile respective să nu aibă probleme în, nu știu, accesare de fonduri sau fraudare de fonduri sau, adică tot ceea ce din păcate se mai întâmplă și mai auzim în stânga, în dreapta, dar sincer recunosc, nu mi-aș dori să am în comunitate pentru a crea ulterior probleme mai mari în acest sens. Deci orice instituție care dorește este binevenită, noi avem niște proceduri de aderare și cu siguranță vom găsi pașii și soluțiile pentru ca a noastră comunitate să crească și devină din ce în ce mai puternică. Apropo de obiectivele asociației și de proiectul în sine, s-ar putea face, cum ar putea fi accelerată atingerea obiectivelor propuse odată cu înființarea proiectului? Sunt lucruri pe care le-ar putea face autoritățile sau, nu știu, intrarea unor noi parteneri în proiect? Da, așa cum am spus puțin mai devreme, noi ne dorim ca pe lângă, să spun așa, spații calitative pe care le vom pune la dispoziție acolo, că sunt spații de coworking sau că sunt spații pentru laboratoare, pentru testare, pentru validare de soluții, standardizare, știu eu, coworking, să venim cu un pachet de servicii cu valoare adăugată. Altfel, ne este clar că va fi destul de greu și va trebui ca noi să desfășurăm, sau în sfârșit echipa de management a parcului să desfășoare, să dureze un efort considerabil în a atrage parteneri. Și atunci am gândit crearea unui pachet de servicii care să stimuleze și să atragă automat în locația respectivă diversele tipuri de organizații. Acesta este de fapt și modelul de business pe care colegii consultanții de la Banca Europeană pentru Investiții l-au creat în planul de afaceri. Iar ca pachete, ca servicii, ne gândim la, în primul și în primul rând, la inițierea și sprijinirea, scalarea afacerilor. Deci vorbim de crearea de spin-off-uri, servicii specializate pentru crearea de spin-off-uri din mediul academic, servicii pentru crearea de startup-uri, servicii pentru scalarea startup-urilor, servicii de instruire. Dacă vorbim de transferul tehnologic, o spun cu părere de rău, nu prea suntem performanți la acest capitol ca țară și atunci suferim din lipsă cunoștințe în transfer tehnologic, lipsă cunoștințe în comercializarea reală a rezultatelor activității de cercetare. Nu, părerea mea, nu este indicat să creăm proiecte pe care ulterior nu le putem exploata în relația cu mediul privat. De asemenea, drepturi de proprietate intelectuală, iarăși sunt elemente care sau pentru care atât instituțiile publice cât și din cercetare, cât și cele din mediul privat ar trebui să focalizeze. La fel, internaționalizarea. România nu stă deloc bine, din păcate, la accesarea de fonduri dedicate cercetării prin instrumentele financiare internaționale, nici la implementarea celor pe care le câștigăm. Avem procentaje foarte reduse la atragerea fondurilor, la culmea, atragerea contribuției pe care o avem la respectivele programe. Și atunci componenta de internaționalizare, de identificare de parteneri, de implicare în proiecte internaționale va fi un element foarte important în serviciile pe care le vom presta prin parcul științific și tehnologic la momentul la care devine operațional. Implicarea autorităților, bineînțeles, nu poate să fie decât de până ocur. Implicarea autorităților, din punctul nostru de vedere, se și întâmplă. De fapt, fără implicarea autorităților, așa cum am spus la început, probabil parcul nici nu s-ar fi pus în hârtii. Autoritățile cu siguranță vor fi implicate în crearea infrastructurii, crearea unor, ca primărie, crearea unor instrumente prin care firmele să fie doritoare să investească și să creeze ca sediu social, de exemplu, în Măgurele, poate reduce taxe, poate reducerea unor taxe la momentul la care vii și soliciți un teren pentru dezvoltarea unei investiții în locația respectivă, atât în Măgurele cât și în județul. Cam așa vedem lucrurile.
Aveți o proiecție pe care o puteți împărtăși privind modul în care v-ați dori să se dezvolte la modul ideal proiectul? Eu știu, în peste 5 ani, nu știu, câți oameni ar trebui să lucreze acolo, câte entități să fie parte, cam care ar fi scenariul la care vă uitați? Bună întrebare, încuietoare chiar. Ce se întâmplă? De la Banca Europeană pentru Investiții, la momentul la care s-a elaborat planul de afaceri, s-a livrat și un cai de sarcini pentru echipa de management. Deci nu echipa de management a asociației va coordona și va asigura managementul acelui parc științific, va fi o licitație, e clar nevoie de personal cu expertiză, chiar cu experiență din trecut poate, și atunci sunt bine clarificate rolurile și posturile celor din management, astfel încât parcul să funcționeze la capacitate maximă și cu eficiență maximă. Din punct de vedere al clienților, ca să spun așa, pe care i-am dorit acolo, da, pot să vă menționez aici că ne-am dorit niște entități tip ancoră. Ne-am dorit niște multinaționale. De ce? Pentru că le vedem conectate cu ceea ce există la infrastructura mare paneuropeană. N-aș începe să dau nume acum aici, pentru că s-ar putea să scape cineva și nu vreau să deranjăm. Dar gândiți-vă că în ILAENP s-au investit echipamente, s-au investit foarte mulți bani, inclusiv comisia, dar și de la bugetul de stat. Acele echipamente încep să funcționeze, au nevoie de mentenanță, au nevoie de consumabile, vor veni proiecte acolo internaționale care vor genera nevoi. Și atunci e clar că, pentru început cel puțin, prezența unor astfel de actori, firme, cum le spunem noi, tip ancoră, ar fi relevante acolo. Pe lângă, cu cât mai mult, cu atât mai bine, mediul privat. Pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, capacitatea de cercetare prin hub-ul de fizică noi credem că există. Alături avem Universitatea Politehnică din București și Universitatea din București, care iarăși sunt generatori relevanți cu cunoștință și expertiză relevantă în domeniu. Pe aici vedem noi că ar trebui să se desfășoare activitățile de către echipa de management, astfel încât acolo să existe și startup-uri, și oameni cu idei, și studenți, dar și firme cu putere financiară care se implice în proiecte relevante. Vă mulțumesc pentru detalii. Pentru finalul discuției aș vrea să vă întreb care este calendarul de activități, inițiative programate pentru anul viitor? Da, deci din punctul de vedere al asociației, noi o să mergem înainte cu dezvoltarea comunității. Vrem să implicăm mai mult pe cei pe care îi avem, dar nu închidem ușa nici pentru cei care ar putea aduce valoare adăugată ca noi membri. Vom organiza în continuare aceste evenimente tip Science to Business, Business to Community, pentru că ne dorim să creștem încrederea actorilor, măcar al celor din comunitatea noastră, astfel încât să poată să se caute, să se întâlnească, să-și prezinte expertiza și nevoile în scopul identificării soluțiilor pentru proiecte viitoare în comun. La Măgurele, în laboratorul pentru copii, vrem să dezvoltăm puțin mai mult componenta de robotică, pentru că o avem, dar în colaborare cu partenerii noștri, cu siguranță putem face mai mult, în sensul a avea modulele pentru modelare și printare 3D, dar să fim activi și vizibili și în robotică. Iar dacă ne adresăm și ne referim la ceea ce ar trebui să facă anul viitor, sau mi-aș dori eu să fac anul viitor asocierea în participațiune pentru proiectul mare, identificarea sursei de finanțare, e obligatorie. Identificarea sursei de finanțare, identificarea și lansarea achiziției pentru execuția de lucrări și ulterior, probabil nu anul viitor, dar în imediat următor, să înceapă execuția lucrărilor la acest parc științific și tehnologic. Domnule Ioniță, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă doresc mult succes cu dezvoltarea proiectului. Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să mai avem ocazia să ne revedem și să analizăm statusul la momentul respectiv al acestui proiect investițional major din regiunea București. Cu siguranță ne vom mai auzi pe viitor.
Aceasta a fost ediția de astăzi a ZF Tech Day. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la ediția următoare pentru o nouă discuție despre business și tehnologie. La revedere!